fi rușine, mă, să vă luați cu un copil până la urmă, că ea încă are 25 de ani, să veniți voi să vă puneți cap în cap cu el, voi doi să vă arătați voi... Ce, să vă arătați puterea cu un copil? Așa sunteți voi șmecher, așa? Culiță Sterp dă de pământ cu Moroșanu și Cătălin Zmărândescu după ce s-au luat de Iancu Sterp la Survivor All Stars. Sunt tot mai multe tensiuni între concurenții Survivor All Stars. Cu toții vor să ajungă în finală să se lupte pentru marele premiu. Însă se pare că din cauza condițiilor de trai dificile, dar și din cauza lipsei de mâncare, unii nu se pot abține și ajung să arunce injurii și chiar să sară la bătaie. După ce fratele său Iancu Sterp a intrat în conflict cu Cătălin Moroșanu și Zmărândescu, Culiță Sterp a ținut să ia apărarea și să le transmită câteva vorbe celor doi faimoși. Bă, unde vă credeți? Bă, voi v-ați dus la Survivor, bă, nebunilor, nu v-ați dus la... La ce emisiune vă credeți, mă, sunteți? Voi ați crezut că sunteți în ring? Unde ați crezut că sunteți și vergeți? Voi doi! Amândoi să-l intimidați pe Iancu. Ce puteți să-i faceți acolo? Ce puteți să-i faceți decât puteați poate să-i dați una și să fiți descalificați? Dar ce atitudine e asta, bă? Bă, nu înțeleg atitudinea asta și mai ales că sunteți oameni în toată firea, mă, aveți 40-50 de ani. Ediția de joi emisiunii Survivor All Stars a fost plină de tensiuni și a atins cote alarmante între unii dintre concurenți. Dacă în ediția anterioară, doi faimoși, Cătălin Moroșanu și Cătălin Smărândescu, l-au amenințat pe Iancu Sterp în fața celor două triburi, de data aceasta se pare că nu s-au putut abține și au sărit la bătaie. Dar nu era frică de voi, dau pariu cu oricare, că nu era frică nici de unul, nici de altul, parte în parte să dea cu voi. Stați cu minți, vedeți-vă de treabă voastră, că acolo nu-i vorba de bătaie, nu a venit nimeni să se bată și nu a venit nimeni să-și arate așa și mușchii la televizor. La cine... Bă, fac să-mi jur, la cine scuți, bă, tu dinții din gură? Bă, ai mai scuți la cineva dinții din gură? Bă, seara când am văzut, am înnebunit de nervi, nu mai puteam, venea să fac video aseară, dar am zis că las până astăzi, să fiu un pic mai calm și să vorbesc așa deschis.